Noua structură a Cabinetului de Ministri a fost publicată astăzi pe site-ul Guvernului și include 9 ministere în loc de 16. Unele ministere au rămas la fel, în timp ce altele și-au schimbat denumirea, absorbind ministerele care au fost lichidate. Astfel, în noua structură se regăsește Ministerul Economiei și Infrastructurii, care a preluat 2 ministere vechi, cel al transporturilor, al tehnologiei informației, dar și domeniul construcțiilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Ministerele Educației, al Culturii și cel al Tineretului se vor regăsi în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ministerul Sănătății se unește cu cel al Muncii și creează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Totodată, Ministerul Dezvoltării Regionale va absorbi Ministerul Agriculturii și cel al Mediului și se va numi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În rest, celelalte ministere rămân intacte. Noua componență urmează a fi examinată de deputați, iar mâine Pavel Filip va veni în fața acestora pentru a cere votul de încredere. După aprobarea listei ministerelor, Guvernul se angajează ca în termen de 3 luni să prezinte Parlamentului propuneri privind ajustarea legislației în concordanță cu noua structură a Cabinetului de Ministri. Reforma Guvernului a fost anunțată de către liderul democraților Vlad Plahotniuc într-un briefing de presă acum 2 luni și jumătate.